Astăzi vom face biscuiți umpluți cu Nutella. Biscuiți umpluți cu Nutella. Vom folosi această formă. Ia uitați. Așa. Și să vedem modul de Bună ziua, preparare. Andreea! Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face biscuiți umpluți cu Nutella, cu această formă. Ia uitați! Cu aceste forme, ia uitați, o să dăm aceste forme, aceste modele, mai bine spus. Așa. Și o să avem nevoie de aluat fraged. Rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Am să las linkul și în comentarii. Și o să avem nevoie de Nutella. O să luăm și o să punem o lingură de Nutella pe foaie, o întindem, o împăturim și o dăm la congelator. Și Așa. vă arăt cum arată. După ce am congelat Nutella, ia uitați. O să o tăiem cubulețe, bucățele mici. Așa. O să o ținem mereu la congelator și o scoatem doar când umplem și punem în tavă. O așa, câte bucățică am luat. Și o vom împărți în două. Și vom întinde. Așa. O să avem nevoie și de puțină făină, să dăm cu făină aceste forme. Ca să se deslipească bine. Așa. Și o să dăm așa cu puțină făină. Ia uitați. Acum vom aduce o bucățică de Nutella de la congelator și o să o punem aici în mijloc. O punem așa în mijloc. Lucrăm repede să-mi se topească. Așa. Și deasupra punem și cu această formă o să apăsăm. Așa. Dăm surplusul deoparte. Și ia uitați ce minunăție. Și punem în tavă. Punem așa în tavă aici. Acum scoatem și punem altă formă. Vedeți? Schimbăm cu altă formă. O să o punem pe aceasta să vedem cum iese. Tot la fel. O să dăm prin făină ca să nu se lipească. Așa și marginile așa pe aici. Punem forma noastră aici. Așa. Luăm două bucățele. Două bucățele de aluat. Le întindem așa cu mânuța, cu degețelul. Așa. Nu trebuie să fie perfecte. Și întindem așa aici. Așa. Punem
făinuț. Acum să aducem Nutella. Punem Nutella așa aici, pe mijloc. Sau putem pune și un pătrățel de ciocolată și nuci, ce dorim. Și acum punem deasupra. Așa. Și cu această formă, vedeți? Așa, o să apăs. Și împing ca să-i dau formă. Așa. Scoatem surplusul. Și ridicăm. Și ia uitați ce frumusețe. Așa. Și așezăm așa aici. Ia uitați. Așezăm așa aici alături. Și tot la fel. Luăm o bucățică de aluat. O împărțim în două. Întindem așa. Așa. Acum o să luăm altă formă. O să scoatem uite aceasta de aici. Așa. Vedeți? Aceasta o scoatem. Și să punem, să o punem pe aceasta. O băgăm așa în aparatul nostru aici. Așa. Și strângem. Punem puțină făină. Așa. Aducem Nutella. Punem pătrățelul nostru de Nutella aici. Punem aluatul peste. Vedeți? Așa. Și punem aici aparatul nostru și apăsăm. Așa. Și apăsăm bine cu... Luăm surplusul, dacă este. Și scoatem. Ia uitați. Așa. Și acum, așa, punem așa în tavă și continuăm cu toate. Mai facem încă una. Și o să le dăm la cuptor, circa 20 de minute. La foc, la 180 de grade. Împărțim, vedeți, cam așa e. Cât avem în mână. Intră. Așa. Și întindem. Întindem așa, nu trebuie precis. Că dacă e mai mare, surplusul iese. Așa. Aducem, nu punem așa aici. Așa. Punem deasupra. Punem puțină făină în interior, așa, peste tot. Așa. Am să pun aici peste făinuță. Punem aparatul nostru peste și apăsăm așa bine. Așa. Și dacă avem surplus, îl dăm deoparte. Și scoatem. Ia uitați. Și punem în tavă. Așa. Și terminăm, umplem și terminăm aluatul. Și apoi dăm la cuptor la 180 de grade, circa 20 de minute. Biscuiții sunt gata. I-am scos din cuptor. Ia uitați cum arată. Așa. O bunătate.